Bine ați revenit! În al 8-lea episod din seria Lumea nu este cum crezi, am dat câteva exemple de paradoxuri care apar fie pentru că nu putem defini mulțumitor anumite noțiuni, cum ar fi spațiul și timpul, fie pentru că anumite însușiri sunt contradictorii prin ele însele, cum ar fi omnipotența sau omniștiența. Acum vreau să vă prezint un alt fel de paradox foarte interesant, numit paradoxul lui Newcomb sau problema lui Newcomb, dar nu pot să vă spun încă de ce e interesant, pentru că urmează să faceți o alegere și nu vreau să o influențez. Presupuneți că v-ați hotărât să participați la un test pentru cercetarea capacității celui mai nou și mai puternic supercalculator de a face predicții despre deciziile pe care le iau oamenii. Așa că ați acceptat ca acest calculator să urmărească toate acțiunile, toate deciziile, tot ceea ce faceți 24 de ore pe zi. După o lună, supercalculatorul poate deja face predicții legate de alegerile pe care le faceți, care se adeveresc în proporție de peste 99%, adică practic întotdeauna. El știe dacă vă veți lua sau nu umbrela dimineața, știe ce veți comanda la restaurant, știe ce pantofi vă veți cumpăra, știe cu cine veți vota și așa mai departe. Și acum urmează experimentul. Veți intra într-o cameră în care pe masă se găsesc două cutii. Cutia A, transparentă, în care se găsește o bancnotă de $1000 și cutia B, opacă, care fie nu conține nimic, fie conține $1,000,000. Și vi se spune că aveți voie fie să luați ambele cutii, fie să luați numai cutia B. Și toți banii din cutia sau din cutiile pe care le luați vă aparțin. Dar, vi se mai spune, supercalculatorul care v-a urmărit și studiat a făcut o predicție în legătură cu alegerea pe care o veți face. Și în cutia B au fost puși $1,000,000 dacă predicția a fost că veți lua numai cutia B. Dar dacă predicția a fost că veți lua ambele cutii, atunci nu s-a pus nimic în cutia B. Repet, deoarece acesta este lucrul important. Dacă predicția a fost că veți lua numai cutia B, au fost puși în ea $1,000,000. Dacă predicția a fost că veți lua ambele cutii, nu s-a pus nimic în cutia B. Și acum presupuneți că intrați în cameră, vedeți cele două cutii și trebuie să alegeți. Ce faceți? Luați numai cutia B sau le luați pe amândouă? Vă propun să opriți filmul aici până vă hotărâți și să nu vă grăbiți. Miza e mare, $1,000,000. Ei bine, paradoxul este acela că, indiferent ce ați ales, nu pot să vă spun dacă ați ales bine sau rău. Mai mult, se pare că oamenii se împart cam în mod egal în două categorii când fac această alegere, iar partea interesantă este aceea că toți sunt absolut convinși că au dreptate și că cei din cealaltă categorie sunt proști. Fiecare este convins că alegerea lui este evidentă și nu înțelege cum poate cineva gândi altfel. Cu toate astea, filozofii, logicienii, experți în teoria jocurilor discută de peste 50 de ani despre acest paradox, fără a se putea pune de acord. Raționamentul celor care decid să ia ambele cutii este cam așa. Indiferent ce predicție a făcut supercalculatorul, treaba lui, conținutul celor două cutii nu mai poate fi modificat, ele sunt aici, în fața mea. Ceea ce voi alege acum nu poate schimba ceea ce s-a întâmplat deja. Așa că de ce să risc să mă aleg cu nimic, luând numai cutia B, când pot să iau ambele cutii și, în cel mai rău caz, rămân cu cei $1,000 din cutia A. Raționamentul celor care decid să ia doar cutia B este cam așa. Dacă supercalculatorul face predicții legate de alegerile mele practic întotdeauna corecte, înseamnă că dacă aș alege să iau ambele cutii, aproape sigur n-aș găsi nimic în cutia B,
deoarece asta ar fi fost și predicția supercalculatorului și nu s-ar fi pus nimic în cutia B. Și atunci, de ce să nu iau doar cutia B, caz în care am peste 99% șanse să mă aleg $1,000,000, deoarece asta ar fi fost și predicția supercalculatorului. Paradoxul este, repet, acela că nu se poate spune despre niciunul dintre cele două raționamente că e greșit. Dar ce ne arată acest paradox? Ne arată că oamenii pot fi împărțiți în două categorii în funcție de modul în care gândesc unele lucruri și că logica nu poate răspunde la întrebarea care categorie are dreptate. În schimb, logica ne poate spune câte ceva despre ce ne arată alegerea despre cel care a făcut-o. Unii au numit pe cei din categoria celor care decid să ia ambele cutii realiști, iar pe cei din categoria celor care iau numai cutia B, temători. Nu știu dacă e cea mai bună descriere, dar sensul este acela că pentru cei care aleg ambele cutii contează mai mult ceea ce numim realitate fizică, practica, decât ideile și raționamentele bazate pe ele, în timp ce pentru cei care aleg doar cutia B contează mai mult ideile și aspectele legate de raționamente, teoria. Așa că aceștia din urmă țin seama de predicție, temându-se că dacă nu o fac, nu pot câștiga milionul. O altă interpretare a alegerii este legată de liberul arbitru. Cei care aleg doar cutia B sunt convinși că acțiunile noastre sunt predictibile. De aceea ei cred în predicția supercalculatorului. Deci sunt mai puțin dispuși să creadă într-un liber arbitru total, absolut. Cei care aleg să ia ambele cutii cred că, deși suntem predictibili, ceea ce explică predicțiile corecte ale supercalculatorului, putem, dacă vrem, să ieșim din tipare și să păcălim predicțiile, adică ei cred că poate exista un liber arbitru absolut. În final, vă invit la o discuție în comentarii legată de ce alte lucruri ne mai poate arăta alegerea pe care o face o persoană despre persoana respectivă. Pentru că, după unii, alegerea ne mai poate arăta și dacă o persoană este predispusă să fie credincioasă sau ateie, sau predispusă să-și țină sau să nu-și țină promisiunile. Ce credeți? Dacă e așa, care categorie, la ce este predispusă? Ceea ce vă rog să nu scrieți în comentarii este că sunteți convinși că alegerea voastră este cea corectă, pentru că, așa cum am arătat, știm asta. Nu-i nevoie să ne spuneți. Mulțumesc pentru atenție și sper că v-am pus pe gânduri. Pe curând!